Salutare și bine v-am găsit la un nou episod pe canal în care vreau să fac un nou unboxing la un cooler, că mi se încălzește laptopul prea repede și vreau să răcească. Hai să îl deschidem. O să tai pe împărții aici, ușor să nu rup cutia. E greu cu o mână, stați. Așa. Și acum trec și în partea asta, la altă. Să schimb mâna. Stai aici. Bun. Deschidem cutia. Și avem aici certificatul de garanție și, bineînțeles, cel mai important, culorul Winpel Mini se numește, e de la Deepul și are review-uri destul de bune. Uitați aici informațiile dacă vreți să le citiți. Puneți pauză la video și aici avem mai multe limbi, dar română nu avem. Și hai să-l deschid și pe ăsta. Da, de aici, cred. Așa. Bun, stați. Da. Bun. Stați că nu pot pe mână. Să pun pauză să pot să-l scot și revin. L-am scos. Are protecții pe părți pentru că este fragil, e din plastic. Și are o folie deasupra lui, ăsta peste el, pardon. Hai să o scotem și pe ea. Comanda a întârziat puțin, mi-a venit marți, adică eu am dat comandul, cred că înainte de Revelion, cu o zi, și dacă a fost Revelion, ăștia n-au lucrat și mi-a venit de bea azi, marți. Așa arată culorul. Simplu, frumos. Are un aici, să-l bag USB, dar nu pot să-l scot. Un laptop. Stați așa. Nu pot. Așa. Deci asta e. Și aici avem niște din astea suporti, piciorul și ca să ridice, să stea în sus. Ceva deep, cum zice. Uitați-mă. Și ai culorul, să-l pun pe laptop și revin. Ok, și am pus, așa este sub laptop, uitați, are un LED albastru și face un mic zoom, dar nu e deranjat. Și acum pot să mă joc și LOL fără lag. Dacă v-ați uitat până aici, vă rog dați un like, subscribe și mulțumesc de vizionare. La revedere!